Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la agenda publică. Ministrul Muncii anunță că trebuie schimbată legea pensiilor, iar în PSD scandalul continuă. Acestea, dar și alte teme le vom dezbate minutele următoare cu domnul Eugen Covaci, primarul DMR Carei. Bună seara și bine ați venit! Domnul Vasile Ciocan, președintele Asociației Țara Oașului. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Romeo Nicoară, deputat PNL, bună seara și bine ați venit! Să românile, bine v-am regăsit! Bună seara! Domnilor, pentru început aș vrea să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să faceți o scurtă caracterizare a premierului Mihai Tudose. Ce fel de premier este Tudose? Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Ciocan, având în vedere că ați ocupat parte din PSD. În câteva cuvinte, eu apreciez că este instabil, nu este predictibil, schimbă cu mare ușurință ceea ce spune azi sub influența, știu eu, a liderilor din partid, ceea ce mă face să cred că într-o perspectivă următoare nu va rezista în fruntea guvernului. Pot să vă dau o serie de exemple, printre care cea mai importantă mi se pare a fi cea legată de taxa de solidaritate, având în vedere faptul că esența doctrinei social-democrate este tocmai solidaritatea, prevăzută de altfel și în programul de guvernare, oarecum reluată la venirea ultimului premier al social-democraților. Cred eu că lansează în dezbatere publică o temă, o idee, revine foarte repede asupra ei, influențat sau neinfluențat, mi se pare oarecum cu foarte, foarte puțină personalitate. Domnule Nicoară? Eu personal nu-l cunosc pe domnul Mihai Tudose, pe premierul României, dar urmărind puțin acțiunile pe care le desfășoară și luările de poziție pe care le are, evident că putem spune că este un pic, dă dovadă de lipsă de predictibilitate, dar apropo de ce vorbeam mai devreme de japonezi, a spune că începe să intre într-un rol de kamikaze, pur și simplu. De ce spun asta? Pentru că, vedeți, în ultima vreme mai multe adoptat mai multe poziții și opinii contrare șefului său de partid, apropo de taxa de solidaritate, apropo de alte măsuri fiscale care nu se introduc acum, apropo de modificări la codul fiscal. Sunt câteva măsuri pe care a refuzat să le implementeze acum, deși presiunea în partidul său este foarte mare, așa cum a fost și asupra premierului Grindeanu din partea liderului maxim al PSD. Această atitudine de distanțare un pic și de a avea opinii diferite față de liderul de partid mă face să cred că acest termen de kamikaze poate se potrivește în momentul ăsta. Domnule, eu n-aș putea să-l caracterizez. Trebuie să recunosc, eu nu l-am știut până să ajungă prim-ministru. Într-o emisiune l-am văzut pe Băsescu, zice că el nu l-a cunoscut pe omul ăsta, deși a mai fost ministru, adică nici Băsescu nu-l cunoaște, eu nici atât. Încearcă să-și construiască o imagine, în schimb. Asta am remarcat la ședințele de guvern, fixează câte un secretar de stat sau chiar ministru, îl beștelește. Această bucățică de film, când este și presa de față, este băgată în emisiune, să zic așa. Eu nu l-aș considera chiar așa de ușor de digerat, să formulez mai plastic. Nu este Grindeanu. Nici pe Grindeanu nu l-am cunoscut, niciunul poate. Eu am avut o singură speranță că este din Timiș, este informatician și am sperat că va avea o viață mai lungă acolo, am greșit. Nici acum nu știu ce se va întâmpla, dar parcă presimt că acest om nu va fi așa de ușor de dus cu nasul. Grindeanu a mușcat
din momeala întinsă de unii alții, chiar de președinte, Dragnea și-o arăta forță și ușor l-a înlăturat, îndrăznesc să afirm, în bună înțelegere cu președintele Iohannis. Dacă acest prim-ministru nu va face aceleași greșeli și va ține cont că Jupânul este liderul PSD, că este Dragnea sau cine va fi, nu prea văd alții să-l înlăture. Deci, ei fac parte oarecum din două categorii total diferite și care de altfel se manifestă oarecum separat în interiorul PSD-ului. Un grup în care îl putem include pe Grindeanu, Ponta, cel care contestă Cătălin Ivan, Corina Crețu și un alt grup, cel al vechilor membri de partid în PSD care au fost învățați să esmeni, într-un cuvânt, care execută ordinile șefului, iar nu, numai ce spune șeful este adevărul suprem. Disciplina în partid pentru ei înseamnă că odată ce șeful a spus, toată lumea trebuie să se alinie ideii șefului. După aceea, Grindeanu, cum spuneați și dumneavoastră, e dintr-un grup mult mai rasat, mai cu un pedigree mult mai ridicat față de ceilalți. Eu pe actualul l-am cunoscut pe vremea când era ministru, a venit la Valea Măriei cu grupul acela de miniștri. Nu era comunicativ, un tip mai retras l-am perceput eu atunci. Celălalt, Grindeanu, mie personal mi-a plăcut, mai ales că venea de undeva de nicăieri, n-auzisem de el în partid și totuși om cu personalitate, om care a înțeles că de la un moment dat trebuie să conducă și el guvernul ăla, că de aia e prim-ministru și că în viitor tot ceea ce se va vorbi despre guvernul Grindeanu va cădea în sarcina lui, până la urmă nu în sarcina liderului de partid. Și că până la urmă premierul trebuie să colaboreze cu președintele sau cel puțin să... Trăim într-un stat de drept în care puterea executivă este formată din președinte și din guvern. Noi nu suntem nici într-o republică prezidențială, nici suntem într-o republică semiprezidențială. Niciuna, nici republică, nici prezidențială, nici parlamentar. Suntem semiprezidențiali. Asta e problema da, mea. Suntem semiprezidențiali. Și struțul Cămila. După părerea mea, și eu sunt adeptul ideii că ni s-ar potrivi mult mai mult o republică parlamentară, dacă e voie să abordez și acest aspect, pentru că o republică semiprezidențială ne duce cu gândul în trecut, sau prezidențială, ne duce cu gândul în trecut când am fost obișnuit cu lider suprem care să conducă țara de unul singur. Ori am trecut, ar trebui să trecem în extrema cealaltă, al republicii parlamentare. În o republică parlamentară în care însă elementul uman, parlamentarul, să fie valoare. Tocmai asta vreau să vă întreb, domnule Ciocan, cum putem trece într-o republică parlamentară cu parlamentari care nu se gândesc decât la pensiile lor, la veniturile lor, la salariile lor, la chiriile lor și așa mai departe. Nu se gândesc la poporul, la români, la oamenii care i-au trimis acolo în Parlament. Da, este de înțeles, pentru că fiecare dintre ei... Să mă scuze, domnul deputat, eu vorbesc acum de cei pe care îi cunosc mai bine. Într-un fel sau altul, cheltuie într-o campanie electorală foarte mulți bani pentru a putea, sau mai bine spus, cheltuie chiar înainte de a intra în campanie electorală. Și atunci așa au fost obișnuiți să... Dar de ce cheltuie? De ce își doresc ei cu orice preț să ajungă acolo în Parlament, domnule Ciocan? Nevoia de putere. De foarte multe ori omul mai puțin instruit, omul simplu, preferă să primească putere dintr-o altă direcție, nu să-și creeze singur putere prin forțe proprii și atunci ajungem în situația în care suntem. Cer scuze, ei cheltuiau mai de mult, pentru că, după cum bine știm, anul trecut în alegerile parlamentare, dar și cele locale, deja cheltuielile de campanie electorale sunt subvenționate de la statul român. Dar sunteți de acord acele cu mine că legea pe care le-a plătit statul alegerilor locale este făcută exclusiv pentru partidele mari, adică pentru
PSD, pentru PNL, pentru partidele mari. Atunci, în perioada aceea, probabil că au fost unele discuții. Au fost pentru că discuții recuperarea banilor se face numai pentru cei care intră în Parlament. În momentul votării sale, în iunie 2015, atunci s-au votat chestiunile astea, exact în iunie 2015, păi au intrat partidele cu peste 3%, nu, s-au rambursat banii partidelor care au făcut peste 3% și partidele mici au primit banii. Nu, sub 3% nu primesc. Nu, sub 3% nu, peste 3%, asta da. Spun. Dar esența este că s-au redus cheltuielile. Corect, s-au redus enorm atât de mult. Atât în locale cât și parlamentare, nu mai sunt atâtea benere, nu sunt deloc. Eu nu sunt de acord cu ideea, eu am curajul să afirm că la UDMR, în județul Satu Mare și cred că și în celelalte județe, nu au putut cheltui deputații noștri și senatorul mai mult decât prevede legea și care au primit înapoi. Că n-ai avut ce. N-ai pentru ce să cheltui. Nu poți plăti la presă, nu poți cumpăra un pix, nimic. Eu la început un pic m-am speriat când venea campania, dar m-am liniștit. Nici nu trebuie. Pentru că lumea la un moment dat aștepta. Păi stați un pic, dar nici o pungă nu ne dați. Domnul primar, și atunci cum să vă explicați că totuși în fruntea listelor nu întotdeauna sunt cei mai valoroși membri ai partidului respectiv? În ce sens? În sensul ordinii pe listă. Valoarea. Ordinul, ce valoare? Ordinea pe listă. Valoarea lui pentru ceea ce face acolo ca parlamentar, construiește legi. Ordinea pe listă trebuie să fie om cu expertiză, cu experiență. Domnul Ciocan, la UDMR acum n-am ce face, trebuie să stăm. Discutăm în general acum. În general mi-e greu să spun, dar spun cum e la noi. Se prezintă, își depune proiectul ce vrea să facă și este votat de noi. Am curajul să afirm că cei doi deputați și senatorul UDMR, îi știți pe cei sătmăren, sunt cei mai ok pe care îi putem prezenta noi maghiarii la ora actuală. Uitându-mă la ceilalți, partidele mari, hai să vorbim de PSD, PNL, USR nu vorbim că nu știu, habar n-am cine să ia. Au mai bun oare sătmărenii? V-ați întrebat de ce nu au putut ajunge? Da. Pentru că nu i-au vrut liderii locali, ai PSD, hai să vorbim de PSD. Liderii locali sau liderii centrali? Nu știu, asta... Selecția se face pe ambele planuri, și local și național. În perioada campaniei la alegerile locale era un important om politic din sânul UDMR care spunea sau se întreba că nu știe cum se face, că întotdeauna ajung să candideze apropiații președintelui organizației municipale sau ai organizației județene. Deci se întâmplă astfel de lucruri și... în Satu Mare? În Satu Mare, exact. Nimeni nu l-a putut înlătura pe Chereș, că să candideze. Și eu zic că va fi un primar sau este un primar bun. Deci... Eu n-am dat dacă au vrut unii. Asta e alt aspect. Persoana respectivă din cadrul UDMR s-a referit în general la partidele politice, dar și la UDMR. Și-a dat exemplu la organizația UDMR județeană. Domnul Potochi a candidat pentru funcția de președinte. Și nimeni n-a mers împotriva la municipiu. Domnul Chereșcheni, președintele organizației municipale, a candidat pentru funcția Doamna de primar. În care este o vorbă, șoainoș nincioob, sună aiurea, dar adică ne pare rău, dar nu este mai bun. Din păcate nu avem mai bun. Asta eu am auzit în 92 când fie iertat Osborne a fost ales, domn profesor, și el este mort deja, se ridică, fraților, e lume multă, candidatul nostru este aici, asta trebuie ales, din păcate n-avem mai bun. Ai de mine, toată lumea a râs și mie mi-a plăcut, de atunci spun, bun. Și nevastă mea s-a căsătorit cu mine că nu fi găsit altul mai bun. Nu visăm la cai verzi, nu visăm la Trump sau la nu știu cine, nu vin aia la noi. Noi avem pe ăștia și pe ăștia trebuie să-i alegem. Vă dau dreptate că în anumite cazuri, poate și la UDMR, există o presiune din de la centru sau local.
Ei, Churchill a spus, cred că asta e democrația. Din păcate, alt regim nu am ghicit. Și ar trebui să fie cetățenii suficient de inteligenți și informați să aleagă, să încerce să afle ce cine e omul. Poate să aleagă pe al treilea sau al patrulea domnule de pe listă. Primar, dacă asta e oferta, vorba domnului Ciocan, nu-l poate alege pe ultimul de pe listă dacă lui ultimul îi place. Mai mare necaz, vă spun eu, este faptul că nu interesează oamenii cine este ales. Da, de ce nu interesează? Pentru că pe zice tot un drac. Vedeți? Aici ai necazul. Deci nu văd neapărat o problemă numai al partidelor. Lumea e sătulă de politică, de politicieni și zice oricum alegem tot atâta. Asta văd e o mare problemă și este o lipsă clară al civicului. Este și a încrederii în politică. Dânsul este un reprezentant. Sunt curios câți membri reușește să mobilizeze în oraș, să încerce să-și prezinte forța. Foarte greu, foarte... Așa este, dar cred că și noi explicația cea mai reală este câți cunosc și câți se exprimă, cum spuneați dumneavoastră, asta e, și cel dinainte n-a fost mai bun. Asta tocmai datorită calității acestor politicieni. Pentru că ei n-au fost interesați nici măcar să popularizeze legislația, să știe fiecare cetățean ce drepturi, ce obligații are. Pur și simplu totul se rezumă la acea campanie electorală când încercăm prin toate mijloacele să influențăm să fie votat. Da, discuția noastră a pornit de la premierul Mihai Tudose. Așa cum bine ați remarcat dumneavoastră, domnule Ciocan, domnul Tudose astăzi anunță o măsură, mâine ne spune că o să o luăm la nivelul discuțiilor, a fost și a trecut, s-a renunțat la taxa de solidaritate. Ce cu acest joc alba-neagră din guvern? Chestia asta sau măsura aceasta cu taxa de solidaritate, eu personal o consider ca fiind foarte, foarte importantă, cu condiția să vizeze un anumit domeniu. Adică punem toți umărul cei care, știu eu, avem venituri mai mari pentru a redresa un anumit domeniu, să zicem sănătatea, sau pentru a construi o autostradă. Lucrul ăsta s-a întâmplat în Germania atunci când s-a unit cu Estul și fiecare vestic a pus umărul să ajute un estic pentru a realiza o aliniere. S-a întâmplat în Rusia într-o perioadă foarte grea, când Putin, la început de mandat, i-a luat pe toți mogulii Rusiei și le-a spus: mama Rusie v-a ajutat pe voi să ajungeți moguli. Acum ia veniți voi fiecare și puneți banul și să ajutăm pe mama Rusie să depășească stadiul și momentul acela. Sigur că noi nu ne putem compara nici cu Rusia, nici cu Germania, dar un sprijin, o taxă de solidaritate, am considerat-o, mai ales că este, cum spuneam, esența doctrinei social-democrate, solidaritatea, pentru că pentru PNR este inițiativa ca esență... Inițiativa privată și asta nu era de taxat, pentru că nu voi cred că aveți găsește dreptul să vă apărați, adică evident, să vă apărați doctrina. Dar mediul de afaceri a reacționat negativ la chestiunea asta și a spus de ce trebuie taxați oamenii care au venit urmați sau sunt taxați oricum în enși pe feluri în țara asta. Mai e și o taxă de solidaritate pentru cine? Ce să încurajezi cu taxa de solidaritate? Nu ne referim doar la cei care dezvoltă activități private. Și domnul judecător care are 12 sau 15.000 salariu, aici este vorba de la 5.000 în sus ar putea un 2% dar muncește pentru banii aia, dar aici este vorba despre eficiența funcționării statului. Chiar ne întoarcem la Republică Parlamentară și de toate. Da. Despre cum funcționează administrația centrală și locală. Despre asta e vorba, cum colectează banii și cum folosești banii ăștia, că uite că nu sunt și atunci căutăm soluții de tip solidaritate. De asta sau faceți voi, pilonul, dar nu, că nu suntem la guvernare. Nu, când veți fi PSD-ul la guvernare. Voi veniți la guvernare, strângeți banii, vin socialdemocrații și asigură... Se împrăștie aiurea, nu se împrăștie eficient. Cum trebuie pentru toată lumea. Nu rămân de împrăștiat de cele multe. Nu așa se face. Eu n-am văzut niciun guvern după care au rămas bani
Păi asta e, că facem legea salarii de alimentare și rămânăm la aplicare în 2018. Și pui la în vigoare numai câteva articole. Păi nu e așa. Statul trebuie să funcționeze eficient și nu funcționează acum. Chiar spunea domnul primar mai devreme că oamenii nu mai au încredere. Păi de-aia nu mai au încredere, că statul nu mai funcționează optim. Nu gestionează banii contribuabililor optim. Și atunci sigur că sunt nevoile astea mari. Păi, dar pensiile sunt în deficit uriaș. De ani de zile. De ani de zile, din 2006-2007 încoace. De unde sunt banii aia? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu sunt de acord cu pensiile speciale. Nici eu. Deci în orice țară democratică, în afară de pensii militare, nu se mai dau altfel de pensii. Nu au votat, noi nu am votat pensiile speciale când le-a aprobat același PSD. Între colegii dumneavoastră. Câțiva au votat pe grup. Deci pensii speciale, în momentul acesta începem cu parlamentarii. Vedeți? Prima... Parlamentarii pensii speciale, magistrații pensii speciale, aviația civilă pensii speciale, ăștia de la finanțe, cum le zic, inspectorii, pensii speciale. Polițiștii, da. Polițiștii de frontieră, domnule Ciocan. Sunt pensii militare. Pensii militare. Deci acum, polițiștii spun... Eu am pensie militară. Da. Când este de protestat, polițiștii spun că ei nu sunt militari. Și care... Acum, când este de luat pensia, vor pensii. Știți care e diferența între pensia mea ca general și pensia unui magistrat? De 3 ori are mai mare decât mine. Și a fost totuși general în Armata Română. De 3 ori are pensia mai mare decât mine. Dar să presupunem că lucrează foarte mult, au responsabilitate, dar din păcate au avut pixul în mână atunci când au făcut legea sau au influențat pe cei care au făcut legea. Ca să completez un pic ce a spus domnul Ciocan, dar ca să-l contrazic, am câțiva prieteni în Germania care spun, da, am plătit acea taxă de solidaritate, de eu aș plăti dublu încă în câțiva ani să se refacă granița cu RDG-ul. Mă rog. Deci să nu credeți că nu și acolo solidaritatea este chiar așa aplaudată și dată cu... Dar a fost impusă și au reușit și au atins scopul. A impus Helmut Kohl pentru a fost că a prins momentul și eu zic că a fost unul dintre marii lideri creștini democrați ai lumii la vremea respectivă. A știut politică. A intrat în istorie. A intrat în istorie. La ora actuală, nici pe departe, niciunul nu se arată acum în vest ca să ia locul. Și se vede. Chiar dacă cetățeanului de rând care a plătit taxa de solidaritate, nu i-a convenit. Nu i-a convenit, dar au plătit. Hai să mai spunem un adevăr. Germanii sunt disciplinați, șvabii din zona noastră, mârie, dar nu se revoltă împotriva șefilor. Mârie, dar nu latră. Exact. Nu, da, ideea sau substratul ideii exprimate de domnul primar este că acei bani folosiți ca taxă de solidaritate au fost investiți, s-au dus cu cap, adică s-au folosit scop. Judicios. Ce însemna, care era scopul? Aducerea, creșterea nivelului de trai a RDG-ului ajunge RFG-ul din urmă. Evident că și acum mai sunt diferențe, dar trebuia creat un echilibru pentru că s-a format un nou stat, un stat mare. Știți ce? Un jucător politic, economic, uriaș, prietenii, mondial. Ei se spun că s-a investit prea mult și nu se vede, pentru că oamenii tot așa judecă ca și premia RDG-ului. Și anii aia mulți de comunism, eu stricat la cap pe RDG-iști și greu își revin. Și eu îndrăznesc să spun că nu dezastrul economic din anii 90 ce am moștenit a fost necazul României, ci moral și gândirea. Nu, sărăcia este o mare problemă. Germanii, după al doilea război mondial, au fost făcuți praf și pulbere. Dar mentalitatea lor a fost sănătoasă, au scăpat de Hitler și de fasciștii care i-au dominat și repede și-au revenit. Bine, au fost și planul Marshall. Da. S-a muncit foarte mult, dar eu am îndrăznit în 90, eram director la o fabrică de mobilă, să spun atunci că nu ar trebui să vorbim noi de sâmbătă libere, ar trebui încă în câțiva ani să muncim și sâmbăta și îndrăznesc să spun
chiar 10 ore. Pui, a apărut undeva în presă și m-a oprit un șef de echipă, secție, că domnul director, sau nici nu știu dacă mi-a zis domnul, dar ce vorbe comuniste sunt astea să lucrăm 10 ore? Da. Oamenii nu au priceput că noi, ca să ajungem pe alții, ar trebui să muncim. Noi avem drepturi la sâmbete libere și nu știu ce. Drepturile poți să le ai, dar banii nu vin decât din produse, din ce produci. E greu. Mentalitatea noastră se va schimba greu. Au trecut câți ani? Nici. 27. O să treacă imediat 20 de ani. L-am blestemat pe Brucan când ne-au zis 20 de ani, nu? Am depășit. Stați un pic. A greșit Brucan, domnule, nu 20 de ani ne trebuie, nu știu cât ne trebuie. Nu ajung două generații, am curaj să spun. Să încercăm să-i ajungem pe alții, să schimbăm, dar în primul dar rând de ce mental. Ne schimbăm așa de greu, domnule primar? De ce japonezi. Se schimbă așa de greu că ne bălăcim în niște... eu am mai spus tot aici. Nu... furturile și corupția este cea mai mare problemă a României. Dar care e problema României? Indolența, prostia, lenea, vine undeva și corupția. Păi cum explicați dumneavoastră că n-am fost în stare să atragem 8 miliarde de euro? Au rămas acolo. N-am fost în stare. Oare de ce? Pentru că suntem hoți. Nu! N-am fost în stare, credeți-mă. Deci, această paralizare. Nu au fost atrași acești bani europeni pentru că din acei bani nu se poate fura la fel de ușor cum se... Prostie! Prostie. Banii ăștia n-au fost atrași din lipsa unor programe concrete, a unor oameni competenți. Pentru că aici. Eu dacă vreau să dau 2 lei la cineva, funcționarul meu se teme că băi, vine Curtea de Conturi, vin finanțele, vine DNA-ul și ne ia. Ne învârtim de 10 ori până semnăm hârtie. S-a paralizat în România administrația. Iar ajungem la calitatea oamenilor. Ați ajuns la calitatea oamenilor. Da, la calitatea politicienilor. Dar cine e nebun să se facă politician acum? Numai unii ca mine sau noi de aici. Credeți-mă, deci nu se poate în halul ăsta lucra. Da. Un secretar de stat din guvernul Orban, trebuie să spun, eu mă întâlnesc joi cu unul din secretarii de stat din guvernul Orban al ministrului Lazar Ianoș. El ghicește o temă și merge la ministru că hai să dăm la activitățile astea, fundații, agricultori, 1 miliard de forință. Șeful face altul, sigur. Și la cine? Bun. Face o pagină de cum poți să depui tu proiecte. Depun 500 de inși, șeful nu ajunge 1 miliard, mai trebuie 1 miliard, nu mai aduce 1 miliard. Îl împarte, tu depui 2 pagini ce vrei să faci, primești 1 milion, 5 milioane, 10 milioane de forint. Pac, o primi bani. La noi, o valiză de hârtie. O valiză de hârtie. Nu mai știu cât verificăm. Nimeni nu îndrăznește să deie 2 bani la cineva să facem ceva. Și la ei curg banii în diverse pârghii, direct în economie. Ungurii din banii cât primesc, 60% merg în economie, ajutând de la firmele mici la firmele mari. În Ungaria, anul ăsta, acum am auzit Bosch și nu știu câți, 1,5 miliarde de euro bagă numai nemții în investiții în acest an. Să înțelegem, calitatea politicienilor este mult mai bună în Ungaria? Nu se compară. Orban are 8 atunci miniștri. De ce nu învață și cei din satul mare? Pentru că nici nu se ne ducem acolo să învățăm. E vorba de satul mare, e vorba de guvern aici. E vorba de se fac la nivel național. Haideți să facem comparație între județul și birocrațiile sunt legislații naționale. E o diferență fantastică. Bun. Și colaborăm, avem proiecte transfrontaliere, majoritatea celor care administrează județul cunosc limba maghiară, se întâlnesc, vă întâlniți. Deci, vă ajutați reciproc. Putem face comparație între județele vecine și noi, domnule Ciocan. Da, între județele... Ăsta nu, județele din România, nu? A, și din România. Bun, asta e altă problemă. Nu trebuie să mergem dar, în area. Putem face și aici. Dar noi avem marele ăsta avantaj că suntem aici, la frontieră cu ei și putem... Efectiv, putem să generăm proiecte transfrontaliere. Până acum nu ne-a ajutat cu nimic, domnule Ciocan, dacă ne uităm la cu
Cum arată județul nostru? Stai, din păcate, prunta adevărat. Eu aș da câteva exemple unde se vede. Cârcei este reabilitat din bani de la guvernul maghiar, liceul Colazanțe, din care o treime din bani aia, 8 clase, sala de sport, o treime de la Biserica Catolică, o treime guvernul maghiar, o treime de la german, vin bani și se ajută. Concret. Aici vreau să-l completez pe domnul primar, apropo de liceul Chiolcei, de liceul ăla a fost numărul 2, da. Așa, care foarte frumos s-a făcut, de ceea ce se face aici în apropierea, în spatele Bisericii Romano-Catolice, unde a fost teatru de vară. Fundațiile acestea care au revendicat clădirile istorice și care le-au dobândit în natură, la rândul lor le închiriază primăriei pentru licee, pentru școli și iau bani frumoși, pe care îi investesc. Așa. Tocmai asta vreau să vă spun, domnule primar, până la urmă este normal ca biserica să investească ceva din banii aceia mulți pe care îi încasează de la primărie drept chirie pentru aceste școli. Vreau să mai spun și dacă trebuie spun de adică 100 de ori. Adică este oarecum ciudat să plătești, să primăria... Câtă chirie vom plăti noi pentru Colazanții? 93-95 de ani va trebui să plătim. Câți bani au investit ei deja acolo? În școala respectivă. Deci, eu nu mai vreau să aud că nu știu câți bani încasează Biserica Catolică ca și chirie. Nu doar mult Biserica mai Catolică, bani au și societăți religioase, culturale, încă care o dată spun, Biserica Catolică și Reformată, ce bani încasează îi întoarce acolo. Nu plătește salariul preoților, ci acolo investește. Eu îndrăznesc să spun că episcopul Schönberger, ce a făcut pentru cele două școli din satul mare, respectiv din care eu de 10 ori îmi ridic pălăria în fața lui, pentru că nici preoții, nici episcopii reformați, nici cei ortodoxi n-au făcut ce a făcut el. Îndrăznesc să spun, deci, eu fiind reformat. Domnul primar, eu sunt de acord cu dumneavoastră și nici n-am spus altceva decât că au o altă sursă de finanțare pe care nu au nici ortodoxi și nici reformați. Acum o spun, dar nu construiesc mănăstiri, ci construiesc școli. Și școlile respective sunt pentru copiii noștri. Deci, încă o dată, ce face Biserica Catolică pentru școli, pentru, prin Caritas, pentru bătrâni și pentru cei săraci, nici noi reformații, nici voi ortodoxi nu faceți. Așa este, numai să nu uităm că au alte surse. Da, eu zic să depășim acest subiect, că nu avem toate datele necesare să discutăm pe marginea acestui subiect. Probabil într-o altă emisiune vom vedea câți bani plătește primăria chirie pentru aceste spații și vom putea analiza atunci și câți din acești bani se întorc în renovarea acelor... Discuția pornise de la diferențele de dezvoltare dintre satul mare și alte județe, fie de dincolo de granță, fie de aici. Și în satul mare intră bani, de exemplu, guvernamental. Vezi cazul PNDL de acum câteva zile. Dar este vorba de ceea ce spunea mai devreme domnul primar. Cum se investesc banii ăștia și cum se folosesc judicios? Și banii europeni pot veni aici. Că și banii europeni sunt foarte buni și e nevoie de ei satul mare. Dar trebuie acea birocrație uriașă, acele valize de hârtii, alea trebuie reduse poate la 2 pagini, domnul poate la 10 pagini. Aceeași birocrație este și în satul mare, ca și în Bihor, ca și în Maramureș, în Sălaj, Cluj sau în alte județe. Aceea trebuie redusă pentru a facilita cheltuirea acestor bani în satul mare. Poate că avem o particularitate, într-adevăr, că la noi se cheltuie mai puțin sau nu așa de eficient cum s-a făcut în alte județe. Mai mare, ca și Oradea, Someșul, ei numai Crișul. Ei au făcut mai multe poduri peste Criș, că e mai mic greu. Da. Da. Mai ușor de... Dar vedeți, vorbim de democrație, de birocrație și în fiecare campanie electorală, cap de afiș al campaniei pentru fiecare partid, reducerea birocrației. Am participat și eu la câteva întâlniri cu secretari de stat care au venit aici și care au promis foarte multe lucruri. La un moment dat, cele 100 nu știu cât de taxe ale PSD-ului, care, cu toate acestea, birocrația rămâne în continuare, dar este obligația exclusivă
tot a politicienilor, nu? A Parlamentului. Parlamentul trebuie să reducă birocrația. Nu, a guvernului, dar nu mai confundați chestiile face astea. Guvernul propune. În mod voit tot timpul lucrurile astea. Parlamentul nu administrează țara, face legi. Dar, guvernul este executiv. Păi, legea simplifică așa birocrația, cum, domnul deputat. Dar am mai spus deja de nenumărate ori că legislația secundară deja depășește legislația primară. Da. Știți foarte bine. Foarte bine. Tot ce e sub lege, da, adică ordinele de ministru, hotărârile, ordinele și alea de agenții. Alea nu fac altceva decât pun în aplicare legislația primară. Tot înseamnă guvern. Guvern pe toate liniile. Așa este. Eu cred că amândoi avem dreptate, chestia dar asta, în accepțiunea din mea, păcate, de ani de zile nu conduce nimeni, nu face nimeni legi sau legiferăm haotic. Deci, asta e altceva, dar legi se fac. Se fac în veselie, dar nu. Poate că aveți dreptate că ar trebui restricționat un pic acest mecanism al legislației secundare, să fie mai redusă. Normele de aplicare ale legii. Legea trebuie făcută de acum, se schimbă. Spunea domnul Nicoar de PNDL 2. Dumneavoastră sunteți mulțumit dumneavoastră ca primar al municipiului Carei de felul în care au fost repartizați banii prin PNDL 2? Nici nu știu. Mulțumit cum. Cât ați primit pentru care? Ia mă vorbă, mulțumit. Nemulțumitului să ia darul. Da. Eu mă bucur că am primit bani pentru reabilitarea școlii generale Vasile Lucaciu. Va fi o școală foarte frumoasă. Mă nervează faptul că n-am primit bani pentru reabilitarea porțiunii de drum DN19 ce trece prin oraș. Dar sper să câștig, am pregătit un proiect pe POR și vom depune acolo, dar am o altă problemă. Deci, dacă cineva crede că în 3 ani, dar totuși menționez că se vor semna contracte pe 5 ani, deci nu până în 2020, ci până în 2022, dacă crede cineva că județul Satu Mare va primi din PNDL 600 de milioane de lei. Știți? 650 de mii. Aoleu. Deci, și mai mult, se înșală. Dar pe sau vechiul este făcută execuție pe cele 720 din 2014. Stați un pic, dar per total pe țară e, știți pe 60% din PIB-ul României pe an, dacă nu greșesc. Dar știți pe ce loc suntem pe țară? Că asta nu cam spune spre spate. Da. În ultimile 5 județe, Covasna e după noi și mai e un județ. Domnule Ciocan, am vorbit în repetate ori pe această temă săptămâna trecută. Am arătat că județul Satu Mare este undeva la coada clasamentului după. Dar nu vom primi nici banii ăștia. Deci să nu fim naivi. Deci anul ăsta, până pregătim hârtile, contractele, nu văd niciun ban să treagă județul, nici eu. Banii anul ăsta nu vin, că anul ăsta doar veți semna contractele. Bun. Și pregătiți proiectele. Ca să poată da guvernul acești bani, trebuie să nu uităm că 40%, dacă primim bani pentru autostradă, din acei bani trebuie să depună guvernul. Da. Deci stați un pic, mă, ce vom face? PNDL, autostradă, spitalele alea faimoase, cele trei regionale, deci bani europeni tragem, lângă care trebuie puși bani guvernamental, sau îi împărțim tot la PNDL. Deci, îndrăznesc să spun că dacă Satu Mare va primi în 5 ani 200 de milioane de lei, eu voi fi foarte mulțumit. Și cineva, dacă este naiv și crede că podul 90 de milioane se va putea face în 5 ani de zile, tot naiv spun că este. Deci, tocmai asta vreau să vă întreb, domnule primar, din punctul meu de vedere, vom avea un pod, al treilea pod peste Someș, finanțat din PNDL sau rămâne doar o poveste frumoasă acest va fi pod? Și din PNDL, dar am curajul să spun că ar trebui și județul și, dar mai ales orașul, să bage bani aici. Din resursele proprii care le are. Altfel, nu în 5 ani, nici în 10 ani nu va fi gata. Deci, eu totdeauna spun ce gândesc. Sper să greșesc. Și șosea de centură? Asta e din, ăla-i din bani. Așa este, guvernamental, dar altă sursă. Vor fi, vom păi, avea? Păi sunt 100 și ceva de milioane acum în buget. Mâine vine domnul director Cecan de la regional a
CNADR, eu am o altă belea cu dânsii, drumul de ocolire, da, care și de aia știu. Tocmai de aceea v-am întrebat că aveți experiență cu acest drum de ocolire. Ce se va întâmpla la satul mare? Vom ajunge și noi în situația, deci, a careiului? Mâine, păi, mai mult ca sigur, deci în România nu se prea întâmplă să meargă totuși nur, dar mâine parcă se predă amplasamentul, probabil se vrea începerea lucrărilor, deci încă o dată, banii sunt. Câștigătorul este, știm cine e. Șanse sunt să se facă, numai să nu se trezească cineva cu nu știu ce chichiță și să fie blocată. Deci, eu dacă apreciez, zic eu, cele două aspecte, mai sigur mi se pare drumul de ocolire și podul care e în exteriorul orașului, care, după părerea mea, e mult mai folositor județului și orașului, pentru că scoate circulația de tranzit care trece prin oraș. Deci reduce nevoie mult de deplasare. Are județul și orașul de acel pod de din afara, să nu cadă cineva că eu acum, fiind careian, mă bucur că se face spre eu sunt sărmărean, da? Și știu ce înseamnă să scoți drumul de prin centru, pentru că aproape săptămânal trec prin Carei. Odată că îl reduce, în al doilea rând, timpul de deplasare și nu în ultimul rând, faptul că dumneavoastră veți putea menține drumul acela de centru ca lumea. Puteți să-l faceți tot din 3 în 3 luni, că no, la care eu chiar el a fost odată reabilitat de mult. Măcar bucățica aia între Genți și intrarea în Carei să reușim să-l dăm în folosință în acest an, pentru că circulația care merge spre Tășnar n-ar trebui să intre în Carei deja. Măcar. Am câștigat și noi ceva. Deci, eu sper că domnul Cecan va mobiliza, pentru că și acolo sunt banii prevăzuți în bugetul din acest an, dar acea faimoasă firmă Cnaier, sau cum îi spune, investiții în rutiere, e în organizare. Fostul CNADR, la asta vă referiți. Deci este o Compania Națională de Investiții în Infrastructură Rutieră, cam așa îi zice. E în organizare. Plus, trebuie să preia de la spanioli care au plecat lucrarea. Mai sunt probleme de proiectare, mai sunt câteva probleme care trebuie să le descurce. De-aia nu sunt optimist că în acest an se poate finaliza, dar măcar bucățica asta aș vrea să fie făcută, pentru că anul viitor atunci sigur se va finaliza. Sunt, în schimb, foarte curios cum reușește firma care a câștigat lucrarea din Satu Mare să profite de faptul că sunt bani. Sunt peste 100 de milioane de lei în buget pentru drumul ăsta. Vedeți, vom vedea cum vor... E ridicol să știi că sunt bani și că... Și nu se face nimic. Și că nu se face nimic. Asta e cel mai deranjant lucru. Iar ne învârtim și ajungem iarăși la proceduri, iarăși la calificarea personalului, la profesionalismul, la toate astea. Exemplu cel mai elocvent este că în altă parte se poate, este ceea ce spuneați dumneavoastră, întâlnirea de perspectivă cu un secretar de stat care vine cu o chestie simplă și... În câteva hârtiți ai luat banii și îi folosești. Nu? Mă întâlnesc la Diula cu el, asta merită să-l ascultați. Un oraș, cel mai românesc oraș din Jula, spun. Vecin cu Salonta. Este un liceu românesc, singurul liceu românesc din Ungaria. Dar acum câțiva ani orașul a câștigat titlul de cel mai frumos înflorit oraș din Ungaria. E un primar renumit acolo. Vorbește românește, primarul. Și vreau să arat. Văd cum face, ce fac, pentru că acest secretar de stat, acum eu spun public, domnul ministru Lazar Ianoș este în relație foarte bună cu familia Károly. Cu unul din ei este ambasadorul Ungariei la Paris, contele care Iosef este Cormain Vistoș, deci
un rang interesant în responsabil unei teme în guvernul maghiar și contesa care reprezintă aripa Francesca poartă pe suflet, bineînțeles, zona noastră. A promis ministrul că ajută să pună, să reabiliteze au franciscani o mănăstire la Căpleni, respectiv casele de slugi de la Carei din grădina castelului și împreună cu Ordinul Maltez, pentru că soțul Contese este dintr-o familie nobiliară germană, Ordinul Maltez vrea să facă un centru social în Carei, în zona străzii Tireamului, unde trăiesc mulți romi. Un proiect de vreo 200.000 de euro. I-a plăcut ce am prezentat. Eu am curajul să spun că rezolvarea sau tratarea problemei țiganilor trebuie făcută mergând între ei. Unde trebuie să încerci să înveți să-i femeile să gătească o mică bucătărie, spălătorie, baie, din păcate trebuie să spunem, ei nu se spală și nu spală hainele. Și o sală de socială, spun eu, unde chiar slujbe religioase se pot face, pentru că mai nou țiganii din Carei sunt adeptul a unor culte neoprotestante. Da, vom vedea ce veți face cu acest proiect, domnule Covaci. Eu aș vrea să vă întreb acum, înainte de pauza de publicitate, cum ați rezolvat problema salariilor de la primăria Carei? Încă nu am rezolvat. Eu încerc să respect câteva principii. Unul din principii este, în primul rând, să încapă în bugetul orașului, să nu depășim 24% din veniturile proprii, costurile salariare. Eu vreau să menționez că noi avem și acel de SPL, noi nu am externalizat spațiu verde înăturat, adică salubritate respectiv, întreținerea drumurilor. Deci fondul de salarii sunt și oamenii de acolo. Asta e un principiu. Al doilea principiu, consider eu, Curtea de Conturi, printr-un control de anul trecut, a tăiat cam 28% din salariile angajaților, în accepțiunea mea nedrept, dar legal. Acei bani vreau să le dau înapoi angajaților. Discuțiile sunt de vreo două Doar săptămâni. Doar acei bani vor crește salariile angajaților care au fost tăiați. Care sau rămân la același nivel? Deci, față de salariul actual... Crește. Crește. Față de salariul din urmă cu câteva luni, scade? Nu. Față de salariul actual crește cu circa 28% în medie. Deci vor fi salarii, zic eu, bune în primărie. Mai spun un aspect care trebuie să se știe. Consider eu că printr-o nedreptate, cei care lucrează în domeniul finanțelor, la impozite și taxe, au primit niște drepturi, spun eu, mai mari decât restul angajaților și au avut salarii cu 20% mai mult decât ceilalți. Eu consider pentru muncă egală, trebuie retribuție egală, acolo vom face o nivelare. Vedeți care este diferența legea între felul cum s-a construit legea și felul cum gândește un primar. Primarul pleacă de la principii. Deci ca orice organizație, orice sistem, are ca fundament principal principiile. Legea nu s-a construit având ca fundament principal principiile și a creat în jurul ei. Da, revenim haos. Cu această discuție interesantă în platoul Informația TV după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim. Că
câștige mai mult. Domnilor și domnilor, suntem din nou în direct de aici, din platoul Informația TV, unde alături de mine se află domnul Eugen Covaci, primarul municipiului Carei, primarul DMR, domnul Vasile Ciocan, președintele Asociației Țara Oașului, domnul Romeo Nicoară, deputat PNL și vicepreședintele organizației PNL, sau prin vicepreședintele organizației județene PNL. Domnilor, înainte de pauza de publicitate, discutam de salariile din primăria Carei și aș vrea să vă întreb tot pe dumneavoastră, domnule primar. Această lege a salarizării unitare, credeți că a făcut ordine în sfârșit în sistem? Nu cred, dar eu cred că ne-au dat o responsabilitate foarte mare autorităților locale. Hai să discutăm numai de autoritățile locale. Niciodată nu s-a făcut așa ceva încât primarul propune și consiliul local votează salariile angajaților. Asta presupune o responsabilitate din partea atât a primarului, cât și al consiliului local. În același timp, azi la colegi am și spus la șefii de birou și voi spune în continuare și în discuția cu angajații, ei, poate niciodată n-am avut ocazia, ca și primar de sunt de mulți ani, ca să încerc să fac o echitate. Echitate perfectă probabil este numai în ceruri, dar noi trebuie să încercăm acum să corectăm ce s-a greșit de-a lungul anilor. În aceeași timp, colegii între ei să înțeleagă și bineînțeles noi șefii să facem în așa fel încât să accepte acel salar. Pentru că dacă hai să admitem, sunt 6 inși într-un birou și eu aș putea să fac o nedreptate, la 5 inși să le dau salarul care merită și la 6-lea, nu știu din ce motiv, să dau un salar mai mare cu 100, cu chiar cu 1000 de lei. Pentru că salariile se pot da de la salariul minim 1450 până la salariul viceprimarului. Aș strica toată atmosfera în acel birou. Trebuie să știe dacă cumva unul din colegii de acolo va primi unul cu 100 de lei mai mult, majoritatea din aia 5 să accepte că ăla și merită. Orică este mai bine pregătit, orică știe... Tocmai asta vreau să vă întreb, nu? Asta era ideea, adică dacă un om muncește mai mult, e mai bine pregătit, n-ar trebui să câștige mai mult față de cel care vine la serviciu să stea pe Facebook. Exact. Mai este un aspect care este datorită unei nedreptăți apărut, unui subinginer, altul inginer. Păi am mulți subingineri, făcută școala la zi, mult mai bun ca și inginerii, dar câștigă cu 1000 de lei mai puțin. O să încerc să elimin această nedreptate, dar împreună cu șefii de servicii și de birou. Viceprimarul se ocupă de cei de la gospodăria orașului și cu el împreună cu maiștrii și cu conducătorii sectoarelor de acolo, nu de capul meu stabilesc. Ei îmi aduc, le-am spus principiile, le-am dat o listă și în cadrul acelei liste, dacă consideră ei că trebuie făcute unele corelări. Încercăm să ne facem de acord, prezint și sindicatului să spună punctul de vedere, trebuie spus și asta că este consultativă părerea lor, contează ce propune primarul și mai mult contează dacă acea propunere este validată de Consiliul Local sau... Care inevitabil va fi validată din moment ce primarul... Depinde de majoritate. Peste tot are majoritate, evident. Cam peste tot are majoritate primarul, domnule Ciocan, nu cred. Cel puțin în județul Satu Mare nu există situație în care să nu aibă primarul majoritate. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Ciocan, atunci când s-a vorbit la început de această lege a salarizării unitare, toată lumea a invocat faptul că angajatul din primăria Satu Mare, să dăm exemplu primăriei Satu Mare, se uită la angajatul din primăria din Alexandria, sau din primăria din București. Din acolo
Cel din Alexandria câștigă mai mult decât cel din satul mare și se, după cum ar fi normal, la muncă egală, cum spuneați maestră domnule Covaci, ar trebui să fie retribuție egale. Ei, ce am făcut prin această lege? Am legea din rezolvat punctul, această legea din problemă? Punctul meu de vedere este necesară și cred că ea are ca scop până la urmă crearea unei autonomii locale mult mai puternice. Mă refer la comunitățile administrativ-teritoriale. De altfel, tot din punctul meu de vedere, cred că acest lucru este și un pas important spre autonomia financiară de tip regional, pentru că numai dând competență și creând autonomie comunității administrative, adică structurii administrativ-teritoriale, vom putea vorbi de autonomie în perspectivă. De asemenea, din punctul meu de vedere, legea creează pârghii în mâna primarului prin care își întărește autoritatea. Pentru că fiecare dintre angajați vor ști de aici încolo că primarul este cel care are, din acest punct de vedere, pârghiile în mână. După aceea, primarului se creează din responsabilități mult mai mari, în sensul de a identifica surse, la noi surse la buget, prin care la rândul lui să poată onora aceste salarii și în perspectivă chiar să le mărească. Pentru asta va fi obligat să atragă mult mai mult investiții, indiferent că vorbim de investiții din oraș sau din altă parte, pentru că plec de la ideea că până și acel salariu minim pe economie nu trebuie să fie în final apanajul guvernului sau acelui să se stabilească la nivel național. Privatul este cel care va fi adus în situația aceasta. Noi trăim din impozite. Trebuie spus asta pe corect, șeală. Corect. Și impozitele salariile vin de la ne luăm din ce plătesc cetățenii, o parte mai mică, dar mai ales firmele. Da, deci este extrem de important ca în perspectivă primarul să găsească surse. Aici e problema, că ați spus într-un fel, ok, îi creează responsabilitate și un fel de autonomie, adică le dă responsabilitatea de a stabili veniturile, numai că nu le dă și șansa de a-și stabili salariile, scuze, dar nu le dă șansa de a stabili veniturile, apropo de impozitele din care trăiți, că nu le sporesc veniturile la primărie prin chestia asta. Dar va căuta soluții primarul. Și până acum caută. Primarii Harnici caută și până acum. Au șansa să știe că banii nu mai merge între angajații, da, în cercetare pe care iau la primărie și în tot aparatul dintr-un oraș, municipiu, județ, dar nu creează surse suplimentare de venituri. N-am fost simpatic la colegi când am mai spus. Guvernanții au prevăzut în o creștere de 25% de la 1 ianuarie. Nu veți primi. Da. Dacă nu vom avea resurse, nu voi reduce salariile, dar reduc numărul personalului. Deci prostia altă pârghie. Ce a făcut Băsescu a fost o aberație. Da, da, să reduci salariul cu 25% ca să nu... Ca să ce? Mult mai mare rezultat și efect ar fi fost dacă reducea numărul. În perioada aceea, asta cerea toată lumea. Asta cerea el. Da, eu și atunci am fost convins că este o măsură greșită. El trebuia să impoziteze băncile străine, firmele străine și mulți alții din să care să facă lumea la bugetul exact, statului și să reducă personalul imens birocratic din România. Da. Deci, încă o dată spun, eu nu cred că vom putea, cum promite această lege, crește salariile cu 25%, nici vorbă. Al doilea aspect, nu trebuie să ne uităm în curtea vecinilor, ce mi Alexandria. Noi trebuie să ne uităm cât câștigă un muncitor în Carei sau un funcționar în Carei. Cine nu-i convine să meargă acolo sau să meargă în Alexandria. Deci eu trebuie să țin cont de salariile primar, din Carei, nu din Alexandria. Știți foarte bine că atunci când s-a vorbit de această lege, tocmai aceste aspecte au fost invocate, că oamenii au acționat unii în judecată, pentru că am dat un exemplu, aiurea, probabil, Alexandria, da, nu știu, dați-mi sau Constanța, oricare. Nu trebuie să ne uităm
salariul angajatului primăriei de la Urziceni la ala din Foier. Tocmai la asta s-au uitat angajații primării, bugetarii. Și apoi au venit parlamentarii noștri sau actuala majoritate și au promis aceste majorări de salarii de care vorbiți dumneavoastră. Ei, și acum, pe bună dreptate, ei vor întreba, păi unde sunt acele majorări pe care voi le-ați promis? Știți, dacă o autoritate locală nu este conștientă că ei dau salariile la funcționărimea de acolo din impozitele locale, habar n-are. Nu se poate. Ca să înțelegem, faptul că este o fabrică la Foien este dublul bugetul Foienului față de Urziceni. Care? Deci sunt două comune identice, mici, cu aceleași probleme, nu? Deci primarul din Foien va trebui să aibă grijă de acea fabrică, să creeze facilități, dacă vorbim de stat, ajutorul de stat să meargă mai mult spre cel care îți creează locuri de muncă, pentru că indirect va crea surse la... Domnule Ciocan, dar până la urmă nu e normal ca acești bugetari, medicii, profesorii, da, să vină și să întrebe... Ați promis majorări de salarii? Unde au primit sunt? Și ne medicii. Spuneți că nu sunt bani și că veți da acele majorări de la anul viitor. Cum se face că indemnizația voastră a parlamentarilor a crescut la între 13.000 de lei și 16.700, de la 7.700? Cum se face că pentru voi parlamentari ați avut bani? Cum se face că ați majorat chiriile pentru parlamentari de la 4.000 de lei... Deci aici, la 6.500 de lei. Toate întrebările sunt legitime, numai trebuie pe întrebați lună cei din arcul guvernamental, care astăzi nu sunt prezenți aici. Din, că doar din, au votat chestiile astea. Din păcate, noi nu le-am votat. Domnul Nicoare, eu nu văd opoziția, ce face opoziția în această perioadă, că dumneavoastră spuneți noi nu le-am votat. Bun. Evident, și ce ați făcut voi, votat opoziția în această perioadă? Ce faceți? Ideea este, aici e greșeala fatală. Dacă lucrurile începeau invers, adică de jos majoritate în sus parlamentară, altfel erau. Adică ați găsit bani pentru aleșii locali, pentru primar, pentru viceprimar, pentru președinți de consilii județene, pentru vicepreședinți. Ați găsit voi bani pentru voi parlamentarii, pentru miniștri, dar pentru n-am găsit președintele noi banii României, pentru ei ați găsit, dar n-ați găsit bani pentru bugetari, n-ați găsit bani pentru medici, pentru profesori, pentru celelalte categorii, acolo nu mai sunt bani. Cu toată dragostea, spune un vestit ziarist, nu aveți dreptate. Prea eu mulți întreb, bani domnul... primesc bugetarii, inclusiv primarii, inclusiv consiliile locale. Față de acest... viața economică reală privată. Acest așa lucru ce am spus, eu aici văd marea problemă. Hai să nu mai plângem noi nici bugetarii, nici alți. Nu mă interesează, vă spun foarte sincer, cât primesc parlamentarii, pentru că primesc poate mai mult decât merită, dar sunt puțin sau... în costurile per total. Pe mine mă îngrijorează de la cine vom încasa noi aceste impozite, acești bani, ca să plătim tagma asta mare de bugetar. Eu nu includ aici pe medici, pe profesori, că nu sunt categoria bugetarilor cum sunt angajații primăriilor sau altor instituții. Dar problema mea este cum vom plăti noi, din ce bani, dacă va încasa guvernul banii ăștia, se poate plăti. Dacă se vor majora și pensiile nu știu cum și nu știu cât, o să mă îngrijorez și mai tare. Domnule primar, eu mă întreb seară de seară și spun seară de seară acest lucru, că nu este normal ca angajații la stat să aibă salariile pe care le au și cei care lucrează în privat lucrează așa cum spuneați dumneavoastră la un moment dat, nu mai rețin dacă discutam înainte de emisiune sau în timpul emisiunii, primesc bani mai puțini. Așa e. Marea greșeală pe care, iertați-mă, pe care a făcut-o guvernarea actuală și majoritatea parlamentară în frunte cu Dragnea atunci, în iunie, pe final, când au votat legea asta, este că au creat această falie imensă în societate, exact cum ați spus mai așteptare devreme. Odată au creat o așteptare mare și au creat falia asta, punând acele articole prin care au majorat la demnitarii statului român salariile, indemnizații salarii,
și pentru restul categoriilor de angajați în sectorul public le-au amânat pe anul viitor, unele și mai târziu. Sigur că au creat această tensiune în societate, dar, repet, trebuie să știm foarte clar cine răspunde de chestia asta. Domnule, cine și-a asumat chestia asta. Domnule Nicoară, eu m-am săturat să văd o opoziție parlamentară care nu știe să facă altceva decât să critique. Dar vocea asta nu face, nici critica nu face. Vocea opoziției s-a auzit foarte bine atunci în zilele acelea. Ne-am trecut atunci exact prin schimbarea de conducere la nivel național. Eu exact aștept parlamentarii și opoziția să vină cu soluții. Că de criticat știe să critique toată lumea. Dar soluțiile, care soluțiile? De ce nu vin cu soluții? Astea o să le facem pentru că în septembrie, dacă pregătesc cei din arcul guvernamental din nou modificarea legii 263, cea cu pensiile, acolo, apropo, cum s-a spus aici, deficitul este uriaș pe contul de pensii, trebuie să avem foarte mare grijă. Sunt 4,6 milioane de pensionari. Dar de ce n-ați făcut nimic atunci când s-au majorat? Dar nu poți să faci cu 20% în Parlament sau cu 15%. Păi am votat împotriva. Domnul deputat, acum folosindu-vă de primare dumneavoastră... Cu așa puține voturi, pare, iertați-mă cu... Nu, dar folosindu-vă de primare dumneavoastră din PNL, trebuia să declanșați o dezbatere publică pe legea salarizării plecând de la... primarii, pentru că sunt cei mai cunoscători ai situației. Ei așa cunosc este. Foarte bine ce pot, ce trebuie și cât deci, pot face. Și o dezbatere deci mai devreme de falia. Asta a fost capcana în care stă. N-ați observat că actualii guvernanți sunt foarte sensibili la critică. Deci, astăzi spun ceva, mâine schimbă dacă vă dați la ei. Am convingerea că peste 90% din primările din România vor fi salarii echitabile, mult mai echitabile decât cum au fost până acum. Raport cu munca depusă și cu responsabilitatea corect. Pe teren. Legea... Acum nu asta prea... știți pentru ce? Pentru că primarul are pârghia, el cunoaște deci, cel mai bine. Trebuie să laud pe doamna ministru, se vede că a fost primar, simte problema, dar am primit o putere și o responsabilitate mare și o șansă de a face echitate în cadrul primăriei. Și nu accept din partea colegilor niciun comentariu. Că unii se vor crede nedreptătiți că unii nu vor primi majorare care au avut până acum prea mare. Le-am spus pe față, aștept reacția. Dar din nefericire pentru ei, n-au cum să mă lămurească că ani de zile ei au primit niște bani în plus față de colegi. Nu au primit ei foarte mult sau prea mult, dar au fost echitate. Domnul primar, oare nu există și nu va exista în continuare și influență politică? Având în vedere faptul că mare parte dintre angajații din administrație sunt aduși politic acolo. Deci care primar, s-au creat chiar posturi. Dată, dacă îndrăznește să facă treaba asta și taie singur craca, n-ai voie să faci pe criterii etnice, cu nici politice și așa politice. Este. N-ai cum, dacă vrei, mai ales într-o zonă cum este la noi. Într-o lume normală, într-o țară exact. Normală, cu așa oameni normali, nu se poate face așa ceva, dar într-o lume în care parlamentarul își majorează indemnizația înainte să majoreze salariul medicului sau al profesorului sau altul. Să mă ierte, domnul deputat, 90% din primarii din România sunt oameni normali. Poate 95 sau poate mai mult. Și nu vă supărați. Noi din administrație publică suntem mai normali pentru că suntem mai aproape de știu, realitate. Știu, dar cunoaștem chestiile astea. Politic vorbesc acum, dar trebuie să acceptați sunteți ideea contact. Că aleșii locali, consilierii locali, primarii, sunt mai aproape de oameni. N-ai cum să faci șmecherii că îți dă în cap. Nu merge cu... Deputatul nu se întâlnește numai la alegeri cu oamenii. No, asta, aici vă contrazic. Asta vă contrazic. Nu o să mă convingeți acum că în administrație nu vorbim chiar de... Și în Carei. Facem abstracție de Carei. Nu vorbim despre Carei, dar nu o să mă puteți convinge că în administrație nu sunt oameni care sunt aduși politic și ba, că nu. Și atunci ce facem cu clientul? Pentru că dacă l-am adus și ăsta, trebuie în continuare să am grijă de el, să aibă și un salariu. Și dacă va trebui să dau afară pe cineva, așa cum spuneați noastră la un moment dat. Ce mă fac dacă nu-l pot da afară? Dar ce credeți că până acum au fost altfel? Păi tu, eu până acum vorbesc. Dar acum, încă o dată spun, s-a dat
ocazia primarilor să îndrepte lucrurile. 90 și ceva la sută, credeți-mă că se sunt oameni normal. Da. Nu. Deci hai să nu pornim de la ideea că nu se poate face. Da, va fi complicat, va fi dificil, dar se poate face. Dacă primarii vor profita de această șansă și vor face salarii echitabile, și mai e un aspect. Deci, nu trebuie să mă tem că vine Curtea de Conturi și interpretează. Nu mai poate. Dacă nu dăm niște sporuri aiurea, și nu voi accepta așa ceva? N-are cum. Cât salar va vota Consiliul Local, atâta va câștiga angajat. Domnule Ciocan, vorbeați la un moment dat de doctrina PSD, da, social-democrată, vorbeați de acea taxă de solidaritate. Cum se pupă aceste majorări de indemnizații pentru parlamentari de la până la 13.000, 16.700, de la 7.700, majorarea taxei sau banilor sunt acordați pentru chirie, pentru primar, majorarea celor acele sume forfetare pentru birourile, cabinetele din teritoriu, care a ajuns la undeva la 20.000 de lei, cu doamna doctrina Stella, PSD. Mai în glumă, mai în serios. Majorarea indemnizațiilor pentru primari și celelalte le uităm. Mai în glumă, mai în serios, se pare că avem o singură doctrină în tot spectrul politic din România, adică social-democrație. Numai de solidaritate vorbim, pentru că n-a existat niciun fel de reacție sau aproape niciun fel de reacție din partea celorlalți atunci când a fost vorba de aceste măriri. Deci uitați-vă. Dar asta e solidaritate? La ghilimele spus, solidaritate. Am vrut să lămurim. în ghilimele spus. Domnul Ciocan, vreau să vă mărturisesc noastră și telespectatorilor noștri că întotdeauna atunci când vine vorba de indemnizațiile parlamentarilor, trebuie să mă uit pe laptop că mi-e frică greșesc pronunțând astfel de sume. Deci mi-e frică greșesc că un parlamentar merge lunar cu atâția bani acasă. Nu vreau să-i calculez pentru că mă îngrozesc. Merge și cu pensie specială. Da. Și atunci vorbim de taxe de solidaritate. Păi care parlamentar vrea aceste taxe de solidaritate? Auziți, de orice aș fi de acord, dar cu să-i dai indemnizație la pensie, asta nu pot. În afara cele obișnuite de contribuabil, pentru că pensie specială pentru un mandat, care fie el chiar de 4 ani, în condițiile în care nu își asumă niciun fel de risc. Nu moare pe front, nu îl împușcă în gară. N-o să fiu simpatic ce o să spun acum. În Olanda, după un mandat primește o indemnizație de un salar, de o treime de salar, ca și primar. După două mandate un primar, după trei mandate o indemnizație de un salar întreg. Nu contează la ce vârstă, nu mai face. Când merge în pensie, primește această indemnizație. Dați voie să vă spun că și nu sunt aleși primarii, ci sunt numiți de rege sau regină la propunerea primului ministru. Stați să vă mai spun ceva. În Olanda nu sunt plătiți, e o activitate așa de mândrie să fie ales. Primesc aceste indemnizații și au voie în continuare să-și dezvolte afacerea. Știu, așa e și în Anglia. Deci, dar primesc o indemnizație frumușică. Da. Am vorbit cu un primar din Anglia destul de important, un oraș de 120.000 de locuitori. De două ori pe săptămână merge la primărie. Vedeți? Are o firmă de construcții. Așa e. Da, dar are un venit 11.000 net de lire sterline, are firmă de construcție și zic, da, construcție în oraș faci, nu mă lasă secretarul. Da. E o altă logică acolo, e o altă organizare. Așa e. Primarii sunt politici aleși, ei sunt ordonatorii dar nu ei conduc primăria. Nu, este un aparat al primăriei. Exact. Eu am predat drept administrativ și știu situația specifică fiecare stat în parte. Este foarte important să fii acolo primar. E o mândrie să fii primar, dar nu neapărat să beneficiezi de cine știe ce avantaje.
Este însă foarte important că acolo conduce primăria, indiferent de cine vine la guvernare, acel aparat al primăriei. Da, e foarte posibil să fie așa și cu indemnizația și poate chiar normal, dar asta înseamnă că visteria statului, adică bugetul statului își permite să acorde asemenea chestii. Și nu, înțelegem acest lucru, bugetul statului decât înțelegem acest lucru despre Olanda sau despre Marea Britanie. Ce nu ni se pare nou normal este că România nu își poate permite aceste creșteri de salarii pentru toți demnitarii statului român și aceste pensii speciale de care ați vorbit. Nu putem, s-a zis mai devreme, din păcate au trecut 27 de ani, dar nu putem, suntem la coada clasamentelor europene. Și asta este marea tragedie creată în sectorul public de acest PSD. Trebuie să spunem clar asta, să se știe. Creșterea acestor venituri peste... sectorul public ne înjură... De la PNL sectorul cu public... electoratul să vă voteze pe dumneavoastră și să nu mai voteze. S-a votat chestia cu pensiile speciale că vom abroga acest lucru când vom ajunge la guvernare. Da, așa am spus asta. Eu am făcut politică în PSD, acum nu mai fac politică. Am spus-o și când eram în PSD. Responsabilitatea tot ce este în România nu este a unui partid, ci a tuturor partidelor care s-au perindat la guvernare în toată această perioadă. Este o răspundere. Iar cea mai mare, cea mai mare obligație a unui partid care vrea să îndrepte lucrurile este să aibă puterea de a câștiga electoratul. Și odată câștigat electoratul, vine și schimbă. Dar din păcate a fost și PNL-ul, a fost și... În ultimii ani, guvernarea a fost de stânga, știm. Ce sau împreună, a fost în țara asta, sau... nu înainte de... Ce avem acum. Și toate creșterile astea au venit acum în această perioadă, dar nu e normal să avem, pentru că nu avem productivitate în țara asta, plus că nu sunt bani în buget care să permită acest lucru. Și se va vedea în câți bani. Ați calculat, domnule primar, diferențele dintre indemnizațiile parlamentarilor din România sau ale primarilor din România și salariile angajaților din țara respectivă? Să bănuiesc că nu sunt atât de mari diferențele. Sunt. Dar, din păcate, noi prea mult ne uităm unii la alții în buzunar. Pe mine nu mă interesează ce face satul mare, județul, nu mă interesează ce se face la București. Cinstit. Eu îmi văd de treaba mea de primar de Carei și mă uit la careieni. Nu? Și le spun și la colegi, le spun și la Carei. Măi, noi nu ne uităm nici în Matei sau că ce fac. Ne uităm, dar nu comentăm cine face treaba noastră. Ba da, ar trebui să ne uităm și la ce ne uităm, dar nu comentăm și nu ne supărăm. Să încercăm și noi să facem, facem mai bine ceva care ne place acolo. Doamna, dar decât să mă nervez văzând prostile din Parlament, când de nici puterea, nici opoziție nu e în stare să facă mare brânză, de ce să mă nervez? Dacă nu vedem aceste aspecte, domnule primar, dacă nu le analizăm, dacă nu încercăm să le combatem, nu se va schimba niciodată în țara asta nimic. Parlamentarii vor continua să-și voteze pensii speciale, indemnizații uriașe și alte venituri, pentru că vor vedea doamna, că toată lumea doamna, tace și nimeni da. Nu este împotriva acestor. Mă ierta, de câți ani tot spuneți? Sau spunem? Și... M-am săturat să mai spun. Dumneavoastră, din interiorul partidelor ați putea schimba ceva și am depășit timpul alocat acestei emisiuni. Nu mai avem timp. Aș fi vrut să vă întreb dacă aveți... Ce credeți? Ce se va întâmpla cu acest guvern Tudose? Foarte scurt, domnule Nicoară. Cred că va rezista, va avea soarta guvernului va rezista o vreme, va rezista o vreme și în funcție de proiectele de lege pe care le pune pe masă, exact ca în guvernul precedent. Dacă vor intra în coliziune cu Dragnea, s-ar putea să aibă o soartă scurtă și acest guvern, pentru că majoritatea este controlată, majoritatea PSD-ALDE este controlată destul de bine de Dragnea. S-a văzut la schimbarea precedentului guvern. Din punctul meu de vedere, cred că guvernul acesta a domnului Tudose va rezista atâta timp cât va rezista domnul Dragnea, președinte de partid. Sau dacă nu îi se schimbă poziția juridică a dânsului. Domnule primar? Nu contează cât va rezista. Noi ne vedem de treaba noastră. Eu de ani de zile încerc să mă fac independent de întâmplările de la alte foruri. Și mi-am dat seama că avansăm mai bine așa.
Domnule primar, mai mulți telespectatori întreabă dacă pe când veți candida la Satu Mare, oamenii sunt hotărâți să vă voteze. Mulțumesc de întrebare, dar nu sunt încă nebun să deci eu aveți origini la Satu Mare. Ok, dar eu sunt careian și din nefericire oamenii care întreabă nu își dau seama ce înseamnă să fii primar în Satu Mare. Mâncărime multă. Dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă să fii primar în Satu Mare și... Știu, dar tocmai de-aia nu am vrut sau nu vreau. Eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Poate până atunci domnul primar se răzgândește și se hotărăște să candideze la Satu Mare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la ora 20.